Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine ați venit la cel de-al doilea tutorial în care învățăm cum să creăm un server de Minecraft 1.5.2, adică pentru Minecraft 1.5.2. Înainte de toate vreau să vă spun că s-ar putea să nu le meargă celor care au modem sau router, deoarece necesită anumiți pași făcuți, care eu nu-i voi arăta pentru că nici eu nu am router sau modem și nu-i știu. Tot ce trebuie să faceți este să porniți aici. Intrați pe Minecraft.net. Aveți Minecraft.server, bine, haideți să intrăm normal, deci Minecraft.net, da? Aveți aici download, îl apăsați, aveți aici multiplayer server, Minecraft Underline server, îl downloadați. Eu l-am downloadat deja, deci nu mai are rost să-l iau iarăși. Faceți un folder numit server, adăugați fișierul downloadat, vreau să vă spun că fișierul acesta este în descriere, deci vă duceți acolo și îl downloadați. Îl porniți, acum își creează el mapa și creează toate fișierele necesare. După care scrieți stop, să-l oprească. Își salvează el aici, după cum puteți vedea, și se oprește. Aveți aici un fișier numit server, îi dați click dreapta, open with, notepad și aveți aici online mod. Online mod îl scrieți fals, false, pentru că aceasta este setarea care dacă o lăsați true, nu puteți să intrați pe server doar dacă aveți Minecraft Premium. Dacă nu aveți premium cum am și eu, adică nu aveți Minecraft-ul cumpărat, puneți fals. Dați save și porniți serverul iarăși. Odată pornit, sunteți gata să jucați. Cam atât și pentru astăzi cu acest tutorial. Vă duceți în descriere, aveți un site unde vă găsiți IP-ul, îl copiați și intrați pe server și jucați. Sper să vă meargă și ne vedem data viitoare.